este o apariție cu totul și cu totul specială. Dacă vreți să faceți cuiva un dublu dar, un dar de centenar și un dar de Crăciun, nu puteți alege ceva mai bun și mai frumos. Și am să vă spun de ce, nu numai pentru că prezentarea acestui audiobook este cu totul specială, e frumoasă, e delicată, e inteligentă, iar selecția făcută de Andreea Ivanoaie e cu totul minunată, pentru că spune o poveste, indiferent dacă o cunoști sau nu pe Regina Maria, dacă te-ai interesat sau nu, indiferent chiar dacă știi să citești. Audiobook-urile, în general, așa cum știți, sunt pentru oameni care n-au timp să citească. Și atunci, când faci mâncare, când calci rufe, când mergi cu mașina, când te așezi seara în pat, asculți un audiobook. Acesta este unul excepțional pentru că întrupează vocea unei personalități excepționale. Venind spre târg, am ascultat și azi dimineață și am ascultat și ieri cap-coadă acest audiobook și mi-am spus că nu există în România de astăzi psihoterapeut mai grozav decât Regina Maria, că nu există antidepresant mai extraordinar decât cărțile ei, că atunci când suntem doborâți de realitatea care ne înconjoară, când suntem amărâți, când suntem extenuați, când ne-am săturat de baliverne politicianiste, când ne-am săturat de minciuni, când ne-am săturat de prostie, dar disperăm și deznădăjduim, o oră sau o jumătate de oră, fie și două minute cu Regina Maria, au un dar extraordinar de a ne învigora, de a ne da speranță. N-am văzut niciodată în istoria României, nu știu pe altcineva, care să aibă o asemenea îndărătnicie a speranței. Despre asta e acest audiobook. Despre îndărătnicia speranței în fața tuturor evidențelor care ar contrazice-o. Această femeie parcurge un drum și dacă veți asculta cele trei discuri, veți rămâne cu totul impresionați pentru că se adresează oricui suferă, oricui suferă îngrozitor, oricui suferă nedrept, oricui se simte dezarmat și deznădăjduit în fața unei suferințe neașteptate, în fața morții, în fața unor drame personale care vin pe fondul unei mari drame naționale. Audiobook-ul începe, primul disc, sunt de fapt trei, primul dintre ele este Începutul războiului și Maria povestește primele zile în care nimeni nu se aștepta la ce avea să se întâmple, cum soarele strălucea frumos pe cer, cum păsărelele cântau și totul era liniștit și avea să urmeze războiul. Experiența războiului este pentru ea și experiența unui extraordinar război interior, pentru că își pierde pe cel mai mic dintre copiii. Întâlnirea ei cu această pierdere personală și spectacolul îngrozitor cumplit al războiului pe care trebuie să îl asume ca regină a României este cutremurător și este o lecție pentru fiecare dintre noi care suntem doborâți adesea de sistem, cum zice cineva, când suntem complet deznădăjduiți. Această femeie are capacitatea extraordinară de a da curaj. Asta este calitatea ei primordială și chiar spune undeva, curajul este ca firele albe de păr. Cresc fără să te întrebe. Avea e de spus de ce nu se referă întâmplător la firele albe de păr, pentru că la începutul războiului Maria avea 40 de ani și trecuse printr-o experiență crâncenă cu
lipsa de caracter pe care o întâlnește în România vremii și care, iată, din păcate, după 100 de ani, o regăsim și la politicienii din zilele noastre. Să nu ne facem prea mari iluzii că politicienii din vremea ei, care sigur vorbeau franțuzește și vorbeau corect și românește, spre deosebire de cei din zilele noastre, dar caracterul lor la bază era din păcate același și ea se revoltă, se ceartă cu ei, se pune de-a curmezișul, încearcă să-i convingă de ce România trebuie să iasă cu bine din acest război cumplit. Ea este cea care se duce în tranșee, în linia întâi și le dă soldaților țigări și mănâncă din ciorba pe care ei o mănâncă. Există o scenă extraordinară în care, vizitând un spital, unul dintre răniți, căruia îi pune mâna pe cap, îi spune: acum că v-am văzut, nu mă mai doare nimic. Iradia optimism, iradia încrâncenare a speranței în ciuda tuturor dramaticelor evidențe. În ea se dădea o bătălie crâncenă între sentimentele ei de mamă și de femeie care pierduse pe cel mai mic dintre copiii ei fața de om curajos și neclintit pe care trebuia să o afișeze în fața celor care aveau nevoie de curajul ei, de optimismul ei, de încrederea ei. Așadar, nu veți pierde, ci veți câștiga enorm făcând experiența acestui CD. Ba chiar mi-am închipuit că poate cea mai bună, mai frumoasă și mai autentică experiență de 1 decembrie ar fi să ne invităm prietenii la masă sau rudele și nu să înghițind bucatele să căscăm ochii la televizor ca să nu cumva să ne uităm unii în ochii celorlalți, să o ascultăm clefăind mici sau ce mâncăm pe Maria. Și după ce am ascultat-o cu burțile pline și cu sufletele și mai pline, să facem o mică plimbare la șosea, pe la Arcul de Triumf, și să încercăm să ne imaginăm ce va fi fost experiența victoriei pentru această femeie care trecuse printr-un calvar enorm, pentru că povestea, așa cum a selectat-o Andreea Ivanoaie pe aceste trei discuri, povestea ei începe cu războiul, cu pierderea celui mai mic dintre copii și spre final, înainte de victorie, îl pierde de fapt, nu pentru că moare, ci pentru că fuge, îl pierde pe primul dintre copiii ei, pe viitorul Carol al II-lea. Este o poveste de o umanitate extraordinară și care spune mai mult decât 100.000 de cărți de istorie, de manuale făcute după capul diversilor inși care fac manuale de istorie. Este o poveste mai autentică decât orice tratat academic care ne explică în cifre și în fenomene istorice ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Este o mărturie de viață din care înțelegeți și centenarul și România de azi și pe dumneavoastră înșivă și care vă dă curaj. Este un manual de dezvoltare personală, dacă pot să spun astfel. Iar Oana Pelea, interpretând-o, nu, de fapt nu interpretează, citind gândurile și jurnalul Reginei Maria, intră în sufletul scrisului ei cu atâta naturalețe și cu atâta înțelepciune, încât ajungi să identifici până la urmă vocea Mariei cu vocea Oanei Pelea. Este un produs, ca să zic așa, cu totul și cu totul remarcabil. E cel mai frumos cadou pe care îl puteți face și pe care vi-l puteți face. Mulțumesc și acum o întreb pe Oana Pelea, cum a găsit vocea Reginei Maria?